Mă simt foarte bine. Să vă spun, nu o să mă credeți. Parcă nici n-am fost în sala de chirurgie. Mă simt foarte bine, n-am durieri, sunt foarte mulțumită. Pur și simplu mă bucur că nu-i. Da, și voi putea merge, mă voi putea deplasa mai ușor, cred că voi lăsa și bățul. Și da, mă bucur foarte mult că, nu-i. Ai burtă plată acum. Da, da, am burtă plată și sunt foarte bucuroasă. De când ai mai avut așa burtă care simți atât de jos? Iată. Știți, să vă spun, cred că chiar niciodată. Că și din... Cât timp ai avut burtă așa lăsată? Nu chiar așa lăsată tare, nu, dar asta a târnat foarte de mulți ani. Ea zicea atunci că vrea să fie mai slabă, dar acum s-a întâmplat o minune și ea într-adevăr e slabă. Într-adevăr, e cu burtă plată, n-are burtă, e dreaptă, simte bine, medicii numai și-au fost, totul în regulă. Ai văzut tot ultima dată cu burtă plată? Dacă tu ți-ai minte. Nu țin eu minte așa ceva. Niciodată. Nu, nu, nu a avut așa ceva. Eu nu țin minte, o șicață așa ceva. Cum era tot timpul? Tot timpul era mare, voluminoasă, burtă. Burta mare era, destul de mare era burta. Te mândrești amul cu mama? Da, desigur, dacă... Desigur că ați fi budeam sănătoasă, de-am spat să fac ceea ce nu putut până amul face pentru dânsa, necesitățile ei sanitare. Operația a fost cum și era de așteptat, o operație greu, migălos, dar am reușit cu bine. S-a reușit intervenția, cine am pus în plan ceea ce am făcut. Am avut un rezultat frumos post-operator, de 19 kg, 670 de grame. A fost greu din punct de vedere chirurgical. Zona era extrem de vascularizată, mai tare decât ne-am așteptat. Am avut și niște pierderi de sânge. În rest, fără particularități, spun. Un caz mai neordinar, pentru că nu vă-i dat zilnic să vedeți așa pacient. Exact. Chiar și dacă am mai, spune, mai operăm abdominoplastii, dar nu de așa volume. Și a revenit foarte repede. N-a avut nevoie, spunem așa, mult, a stat doar 2 ore în terapie intensivă și a fost transferat în salon. Noi ne-am străduit să scoatem atât ca să nu fie tensiune mare, dar oricum, ca să putem scoate maximal, e puțin tensionată linia de sutură, dar e suturat în 2-3 planuri, așa cum trebuie de făcut în cazurile astea. Mai departe vedem cât de repede se vindecă plaga asta, atât de repede vom scoate și suturile și bandajele. Da. Deocamdată are nevoie de pansamente și îngrijirea plăgii, cam atât. Noi am vorbit și preoperator cu dumneavoastră și în general când am planificat intervenția, că este o intervenție care se face pentru scopul de a ușura activitățile de zi cu zi, de a ușura igiena, de a ușura în general viața de zi cu zi. Și ulterior vine și aspectul estetic. Ai ascultat toate recomandările noastre, îndeplinit tot ce trebuia și de făcut sau ce trebuia de făcut. Ne-a cântat în sala de operație înainte de intervenție, era cu dispoziție bună. Deci a mers totul așa cum ne-am planificat deocamdată. Până la momentul actual, așa, suntem în lucruri previzibile. Și nota 9-10, asta, da.